Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi îl avem ca oaspete pe domnul profesor Dan Dumitrașcu, profesor de gastroenterologie la UMF Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca și președinte fondator al Societății Române de Neurogastroenterologie, un domeniu nou despre care am mai vorbit cu domnia sa în urmă cu aproximativ 2 ani. Între timp, sigur că acest domeniu s-a dezvoltat, e, aș spune, unul dintre cele mai dinamice din medicină, tocmai de aceea ne vrem să reluăm discuția și să aflăm ce s-a mai întâmplat între timp. Bună ziua, domnule profesor, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, domnule academician, așa văd cât de repede trece timpul, pentru că, uite, au trecut 2 ani, dar este foarte bine că ați ales acest moment. Întrucât, așa cum ați spus, s-au făcut progrese și aș începe cu un regret. Societatea Europeană de Neurogastroenterologie, noi împreună cu colegul Vasile Truc de la Iași, am reușit să obținem Congresul European de Neurogastroenterologie și Motilitate la București în septembrie anul acesta și din cauza COVID-ului, așa cum știți, manifestările se țin mai degrabă la, zic eu, la televizor, se țin online. Așa că manifestarea va fi pe internet cu promisiunea și reală, nu e doar o promisiune, ca peste 2 ani, deci în 2023, să avem la București Conferința Europeană de Neurogastroenterologie și Motilitate. Deci, ce zic eu, e o dovadă de recunoaștere a societății noastre. Da, sigur, iar pentru cei care urmăresc emisiunea, aș vrea să spun că aceste recunoașteri nu sunt simple, eu știu, flori pe care și le pun la butonieră organizatorii sau lucru de complezență. Ele au efecte practice până la urmă, pentru că în acest fel se cimentează relațiile între specialiștii români și specialiștii din circuitele internaționale. Practic toată lumea e obligată să facă parte din aceste circuite în momentul de față, dar cu cât legăturile sunt mai bune, cu atât posibilitățile specialiștilor din România de a rezolva cazurile concrete pe care le pot avea în față cu ajutorul colegilor din străinătate sunt mai mari. Nivelul la care evoluează specialiștii din țara noastră și posibilitatea de a colabora cu cei din străinătate devine semnificativ mai mare și asta în beneficiu pacienților. Acest lucru de-a lungul timpului a fost verificat de foarte multe ori. Așa cum spuneți, acceptați-mă că intervin. Exact, aveți și dumneavoastră, aveți mare experiență internațională, de asemenea, nu mai suntem priviți ca niște exotici, ca niște oameni tolerați, ci suntem priviți ca parteneri reali. Da, ceea ce, repet, se răsfrânge până la urmă asupra pacienților, este în beneficiu pacienților. Domnule profesor, aș propune să reluăm ce discutasem într-o formă sau alta și în urmă cu 2 ani de zile. În realitate, dumneavoastră ați subliniat importanța acestui ax între sistemul nervos central și tubul digestiv în ambele sensuri, și anume datorită inervației pe care ați prezentat-o în detaliu și poate reluați unele noțiuni și acum, tubului digestiv există o influență clară a sistemului nervos central asupra tubului digestiv. Invers, s-a dovedit și se acumulează date din ce în ce mai multe, că tubul digestiv, în mod special microbiota intestinală, de care discutam și atunci, aș vrea să reluăm puțin discuția și acum, poate să influențeze oricât ar părea de ciudat sistemul nervos central și aici sunt istorii interesante, primii cercetători, sunteți sigur mult mai familiarizat cu subiectul ăsta decât mine, dar primii cercetători care au atras atenția asupra faptului că modificările ale microbiotei pot să aibă răsunet la nivel psihic au fost luați puțin în râs, să spun, adică, sau n-au fost luați foarte în serios, au trebuit ani de zile de insistențe ca să spună că experimentele lor totuși aduc, că vezi foarte clar în sensul ăsta și că e bine să fie luați în serios. În momentul de față lucrurile sunt destul de clar stabilite și cu niște consecințe terapeutice. V-aș ruga să ne vorbiți de ambele fațete ale relației între sistemul nervos central și tubul digestiv, cu particularități pentru anumite afecțiuni care pot să intereseze pe cei care urmăresc emisiunea noastră. Da, vă mulțumesc și mă bucur că am această ocazie. Relația între
Tubul digestiv și sistemul nervos central, respectiv funcțiile lui superioare și psihicul nostru, este cunoscut. Se știe bine că tulburări digestive pot afecta dispoziția. Există o colecție, o antologie de aforisme, de exemplu, că nimic nu valorează cât un intestin sănătos sau că toate necazurile se trag de la intestine sau de la burtă. Acestea erau lucruri empirice. În momentul în care s-au pus bazele neurogastroenterologiei, lucrurile se vedeau mai simplist, așa cum aveam noi cunoștințele medicale în anii 80-90. Anume, era vorba de sistemul nervos, așa cum ați spus, central, vegetativ, dar și enteric, adică acel manșon de neuroni care căptușește lumenul digestiv, cum spun eu, e ca un izolator la unui cablu electric. Și acesta modula ce se percepea pe atunci? Motilitatea, mișcarea. Și atât cum s-a crezut că în anumite stări psihice, cum este stresul, se schimbă motilitatea, s-a observat că șobolanii stresați fac mai multe scaune, s-a observat că șoferii care conduc mașina în periferia Londrei la orele de vârf au crampe intestinale din cauza stresului. Asta era nivelul de cunoștințe de atunci. Ulterior a început să se pună accentul și pe percepție, pe senzație. Nu e totul mișcare, este și ce percepe. Și de aici au apărut o mulțime de studii frumoase care au demonstrat că multe din bolile cu care se ocupă neurogastroenterologia sunt de fapt tulburări de percepție. Și de ce percep unii oameni mai mult decât alții, cum ar spune și Caragiale, nu că simți enorm? Pentru că au crescut în niște condiții psihosociale aparte, că au fost victimele unor situații de abuz sexual sau abuz fizic, că au avut infecții intestinale anterioare, că au avut intervenții chirurgicale repetate sau ginecologice, care au crescut prin aceste intervenții pragul de sensibilizare. De aceea, în momentul în care s-a vorbit de tulburări funcționale digestive, s-a pus accentul pe percepția viscerală, pe percepția intestinelor sau segmentelor digestive și pe motilitate. Motilitatea a deja devenit pe plan secundar. Progresele de cunoștință care au arătat cum alterarea funcției periferice se poate reflecta în modificarea funcției sistemului nervos a condus la, prin studii de astea de imagistică cerebrală, la observația că există o dereglare a comunicării dintre sistemul nervos central și sistemul nervos enteric intestinal, respectiv tubul digestiv. Adică, impulsurile receptate la nivelul lumenului intestinal sunt transmise ca într-un reflex pavlovian, dar aici e mult mai complex, sunt transmise de la intestin la măduva spinării, de la măduva spinării trec în sus, așa cum bine știți, prin trunchiul cerebral până la sfera vieții emoționale din talamus, din diencefal, și pe urmă se proiectează pe scoarță, încât doi devenim conștienți de ceea ce simțim. Odată impregnat creierul și scoarța cerebrală cu impulsuri din periferie, care poate fi diaree, poate să fie balonare, poate să fie arsură esofageană, lansează contraatac. Adică transmite semnale către periferie, care modulează tot la nivelul măduvei poarta durerii. Și atunci lumea nu mai percepe. Când se dereglează acest sistem, este ceea ce spun eu pacienților, e ca un sistem antifurt care se dereglează și sună tot timpul. Cam asta este o explicație mecanicistă a tulburărilor funcționale digestive. Dar tocmai pentru că lucrurile sunt complexe și, ca spune funcțional, este prea simplu. În ultimii ani încercăm să evităm cuvântul de tulburări funcționale și le spunem tulburări ale interacțiunii intestin-creier. Tulburări ale interacțiunii intestin-creier. Vă rog.
Vă rog, da? Mi-aș permite să luăm un exemplu și mă gândesc că poate cel mai frecvent cu care vă confruntați este așa numitul intestin iritabil. Este adevărat, da. Și să detaliați un pic, pentru că sunt mulți pacienți care suferă de această afecțiune, da, care ar dori să afle, da, ce pot face. Intestinul iritabil este frecvent. Despre date epidemiologice o să-mi permit să fac o paranteză imediat. Pacienți care au avut, cum spun, sau infecții intestinale, un enterit undeva, a fost în vacanță, a mâncat ceva, a făcut o toxinfecție sau apă poluată undeva, la munte sau undeva. Pacienți care au avut repetate intervenții, care au avut situații repetate de stres, dezvoltă cu timpul o hipersensibilitate viscerală care se poate evidenția în momentul în care cu un instrument numit barostat putem destinde lumenul. Deci, pacientul simte ceea ce noi n-am simțit. Eu le spun și pacienților noștri, pacientul care are somatizare cardiacă simte cum bate inima, noi nu simțim când bate inima. Altul are impresia, dacă se concentrează pe respirație, începe să aibă impresia că nu are aer, pe când noi respirăm fără să percepem. E iată cum unii oameni, la un moment dat, în loc să mănânce, să aibă scaun fără să se preocupe, începe să perceapă niște lucruri pe care n-ar fi trebuit să le perceapă. Odată percepute aceste simptome, începe cercul vicios al calvarului pacienților și al medicilor care îngrijesc, care au nevoie de mare răbdare. De ce am eu aceste simptome? Nu cumva am o suferință severă, că nu mai trece. Dar vecinul meu a murit de cancer. Dar nu cumva s-ar putea să fac boală Crohn. Nu? Și atunci și dumneavoastră ați văzut pacienți care preferă să se lasă operați, să li se scoate intestinul, decât să-și trateze o suferință care nu este deloc chirurgicală. De asemenea, un pacient cu intestin iritabil refuză să-și accepte soarta de suferință, și trebuie să le dau exemplu pacienților cu diabet sau cu insuficiență cardiacă, care suferă mai mult, care au speranță de viață mai limitată, dar care nu suferă atât. Deci aici e problema de gândire negativă sau de catastrofizare. Și am făcut odată un studiu multinațional condus de un profesor Gerson de la Mount Sinai. Și am arătat că s-a demonstrat că românii și chinezii au scorurile de catastrofizare cele mai mari. Cele mai mici sunt în Italia. Deci nu doar că am un senzație, am un simptom, dar încep să o gândesc negativ. Și asta observați, domnul academician, și în viața noastră socială, nu? De la evenimente politice, de la evenimente sociale, se trage tot timpul o concluzie negativă sau, dacă se poate, cea mai negativă. Cam așa este și cu pacienții aceștia. Ei au simptomul, au durere, au balonare, au constipația, care este absolut reală, dar de aici ești fabrică, creează tulburări cognitive, nu? Încep să dea interpretări negative, să aibă emoții negative și unii din ei să facă comportamente evitante sau toxice, sau să înceapă să țină diete nerecomandate sau inutile. Sigur, mi-aș permite să spun că atunci când un pacient vine cu astfel de simptome, lucrurile trebuie luate foarte în serios în ambele sensuri. Dumneavoastră v-ați referit la situația în care pacientul exagerează cumva sau vrea neapărat să afle o suferință organică în spatele unor simptome care nu au un astfel de substrat. Noi în chirurgie ne-am confruntat cumva cu situația inversă, când o boală organică a fost confundată cu un sindrom de intestin iritabil și asta a dus câteodată la întârzierea diagnosticului, așa încât ambele perspective trebuie avute în vedere. V-aș întreba în momentul de față de ce mijloace dispune gastroenterologia modernă ca să clarifice diagnosticul dincolo de orice dubiu. Și, în mod special, v-aș întreba dacă acea capsulă care explorează intestinul subțire pe tot traiectul lui a intrat mai mult în uzul curent, pentru că am văzut diverse sisteme, în afară de firma israeliană care a și inventat-o și a și introdus-o, dar și în China se produc diverse tipuri de capsule. În momentul de față, pare că se extinde indicația acestui tip de explorare.
Foarte utilă întrebarea, pentru că îmi permite să răspund unor așteptări ale unora dintre pacienții care vă ascultă și ne ascultă. Odată, cum diagnosticăm suferințele funcționale și se spune clar intestinul irritabil că este cel mai important? Ghidurile actuale recomandă să nu abuzăm de investigații. Adică facem colonoscopie. Dacă face criteriile Roma 4 de intestin irritabil, dacă are sub 45 de ani, dacă nu are elemente de alarmă, nu e nevoie să-i facă colonoscopie. Acum mai negociem și cu pacientul, dacă este extrem de anxios, îi face. Dar în prezent se preferă un screening diagnostic minimal. Și aici sunt deja ghiduri care arată să excludem hipertireoidismul, să excludem celiachia. Deși celiachia se poate asocia cu intestinul irritabil. Sindromele de mare absorbție se pot asocia și ele cu intestinul irritabil. Dar facem un bilanț clar de sindrom inflamator, de sindrom anemic, luăm o anamneză înainte de a face bilanțul clară și comprehensivă și pe urmă stabilim investigațiile. Dacă pacientul are peste 45 sau 50 de ani, îi facem colonoscopie. Dacă e mai tânăr sau nu are indicații, cum ar fi factorii ereditari, familiari sau factori de alarmă general, nu e nevoie. Diagnosticul de intestin irritabil nu mai e un diagnostic de excludere, cum era până acum 4-5 ani, ci a devenit un diagnostic pozitiv, pe care îl punem pe baza unor criterii exacte și, sigur, facem diagnosticul diferențial. Dacă facem colonoscopie la toți pacienții cu intestin irritabil, vom găsi exact aceleași modificări pe care le întâlnim la populația generală. Același număr de colite microscopice, același număr de polip și așa mai departe. Deci, un bolnav cu intestin irritabil nu are nevoie de o atenție mai mare a colonoscopiei față de populația generală. Dar e la fel de adevărat că mulți dintre ei, fiind anxioși, preferă să le repete mai mult decât este necesar. Și dați-mi voie. Asta e un lucru relativ nou, de doar mai puțin de un an și publicat pe hârtie doar în ianuarie. Este rezultatul studiului global al Fundației Roma privind tulburările interacțiunii intestin-creier. E un studiu care a avut vreo 30 și ceva de țări, între care, pot să spun cu mândrie, am introdus România. Nu numai că am introdus România, dar am propus încă alte două țări, estice, Polonia și Rusia, fiind în comitetul director al acestui studiu. Și am avut 2500 de români intervievați privind chestionarele Roma de patologie funcțională pe internet. Micul neajuns este că românii peste 60 de ani sunt subreprezentați din motive evidente de internet, accesul la internet al oamenilor peste 60 de ani în medie în România, dar ce s-a găsit în România, dar și în celelalte țări, intestinul irritabil nu mai putem spune că este 15-20% din populație, cum se spunea mai de mult, ci este 4-5%. Dar 4-5% este deja mult. Iar tulburarea cea mai frecventă este constipația cronică funcțională, care poate ajunge la 80%. Deci, nu trebuie, de asta a spus foarte bine, să aruncăm o etichetă, are intestin irritabil și îl trimitem nu știu unde la neurogastroenterolog sau îl trimitem la psihiatru sau mă scap de el. De asta a spus foarte bine, am văzut și eu ca și noastră cancere rectale tratate ca intestin irritabil, dar să știm la fel de bine că nu sunt așa de frecvente cum se credea până acum un an. În gestionarea acestei maladii, în ce măsură colaborați deja cu psihiatria, având în vedere componenta la care v-ați referit anterior și care pare destul de clară și nu ușor de gestionat. Deci, suntem cu toții obișnuiți cu echipele multidisciplinare în cardiologie, în oncologie, în multe. Credeți că se conturează o echipă multidisciplinară în abordul intestinului irritabil din care să facă parte obligatoriu și un psihiatru sau un psiholog? Bună întrebare. Există forme diferite de severitate a intestinului irritabil și altor tulburări ale interacțiunii creier-intestin. Cele ușoare pot fi rezolvate de medicul de familie. Cele medii au nevoie și de un medic specialist sau într-un centru terțiar. Și sunt forme severe care au nevoie de o echipă de colaborare.
De la această patologie am început eu să mă interesez acum 20 de ani de psihosomatică. Așa cum știți, conducem și Societatea Română de Psihosomatică. Am preluat-o de la regretatul profesorului Amandescu. Și acolo, să spun, pilonul de bază al modelului de predare a psihosomatice, avem un program masteral. Pe baza programului masteral de un an de zile, medicii care termină acest masterat iau o calificare, se cheamă expert în medicină psihosomatică. Și în acest context, prezentăm importanța consilierii terapeutice, le prezentăm factorii psihosociali, consilierea și terapia psihiatrică. Se preferă cuvântul neuromodulatoare, pentru ca să nu fie cumva invazivă. Vedeți că sunt mulți pacienți suspicioși care spun, dar de ce să iau eu antidepresive, că eu n-am nimic cu cap. Sunt alții care zic, domnul doctor, da, aș vrea să știu, am numai cu capul, n-am nimic la intestine. Deci trebuie să ne adaptăm fiecare pacient. Deci, da, cred că un centru specializat în patologie funcțională trebuie să aibă o colaborare foarte bună cu psihologi și cu psihiatri. Cazul nostru la Cluj este real și chiar și eu însumi am avut pe vremuri la profesorul Miclea o pregătire în psihoterapie cognitiv-comportamentală, fără să practic psihoterapie propriu-zis, dar folosesc în consiliere. Și aici, iarăși, aș face o paranteză, psihoterapia nu este doar a psihologilor, cum mulți cred în România, psihoterapia o poate face oricine este pregătit și cu atât mai mult un medic. Și care obține calificarea. Da, e o problemă de concepție, poate că o să o abordăm mai pe larg cu altă ocazie, pentru că cineva care se pregătește, dă un examen și dovedește capacitatea de a gestiona o anumită sferă și o anumită zonă a medicinei, obține dreptul să o facă, indiferent că vine dintr-o altă calificare. La noi psihologii au avut inițiativa și o practică foarte bine, dar nu e un domeniu exclusiv și o terapie a fost inițiată de medici, de fapt. Absolut. Acum am să vă provoc chiar mai mult să zic că în a doua parte a discuției noastre, plecând de la premisa că invers, tubul digestiv influențează la rândul lui sistemul nervos central și în special microbiota intestinală, s-a dat foarte multă atenție acestui subiect. Dumneavoastră ați spus în discuția noastră anterioară că avem mai mulți microbi în intestin decât stele în galaxia din care face parte și Pământul. Și în contextul ăsta, acești microbi pot să aibă o influență foarte mare asupra sistemului nervos central și mi-aș permite să menționez câteva afecțiuni în care se consideră că rolul microbiotei intestinale este unul important, chiar foarte important, și anume autismul, boala Parkinson, boala Alzheimer, scleroza laterală amiotrofică și scleroza multiplă. Suficiente, nu, afecțiuni neurologice importante pentru ca rolul microbiotii să fie mai departe clarificat cu speranța unor efecte terapeutice sau unor rezultate terapeutice pe care le putem obține. Și de aici, înainte v-aș întreba, în primul rând, ce posibilități avem să modulăm această microbiotă în sensul pe care ni-l dorim și dacă este o relație directă, relația directă se pare că e dovedită, dar dacă putem, plecând de la această relație directă, să influențăm aceste boli neurologice severe, modificând microbiota intestinală. Da, este într-adevăr un punct fierbinte de cercetare, adică nu doar să știți, audiența. Există și mod de cercetare. Și acum de câțiva ani noi am revenit la studiul microbiotei într-un model superior celui de acum 100 de ani, când a fost lansat de Meșli. Într-adevăr, flora noastră microbiană are roluri pozitive și roluri negative. Este un important organ intern, nu se spune care 2 kg, ce produce? Odată reprezintă o funcție, microbii din intestin au o funcție de barieră, se la straj acolo, împiedică penetrarea pe cât se poate printre celulele din epiteliul mucoasei către mediul intern a unor substanțe patogene. În al doilea rând au
rol în stimularea unor, în producerea de imunitate celulară și umorală. Pe urmă, intervin în sinteza unor substanțe utile, cum sunt acizii grași cu lanț scurt sau vitamine. Deci, atât că microbii din intestin ne sunt utili. Dar microbii din intestin ne pot produce și necazuri. O variantă este când e direct patogen, de exemplu, holera sau shigella, tulpini patogene, care clar că produc inflamație și stări toxice. Altele sunt să profite și pot, prin acțiunea chimică pe care o au în intestin, să lanseze semnale aferente prin sistemul de reflex de care vorbeam înainte, la începutul dialogului, către sistemul nervos central. Ei pot influența terminațiile nervoase. Să spunem, anumiți microbi pot să producă din deșeuri alimentare, din colon, că colonul este organ important, pot să producă indol. Indolul este un stimulant pe nervul vag și trimite aferență către sistemul nervos central, provocând un disconfort. Nu? Deci, aici sunt niște lucruri care încă se studiază. Pe lângă bolile neurologice, există influențe psihice pe care le studiază și neurogastroenterologii, și neurologii, și psihiatri. Ipoteza e barbară, de fapt. A pornit de la premise barbare. A fost un psihiatru la sfârșitul secolului XIX, care credea că bolile psihice sunt cauzate de infecțiile dentare. Și își denta pacienții psihici. Este ceva cumplit. Dar vezi acolo, să zic, o empirică și sălbatică perspectiva relației între microbi și sistemul psihic. La fel de bine se știe că sunt deosebiri în profilul microbilor din intestin în funcție de starea psihică. De exemplu, la pacienți stresați, la pacienți cu depresie, la studenți care sunt în sesiune. Există deosebiri, dar aș vrea să se știe de către audiență, desigur, că nu ne referim la coprocultura asta, sfânta coprocultură care se face de rutină. Este vorba de identificarea genelor, miilor de microbi din tubul digestiv, prin sisteme de amplificare genomică, folosind tehnici de bioinformatică și prin care putem obține genomul microbiei. Și putem identifica spectrul microbian. Această metodă este foarte valoroasă în cercetare, dar atenție, nu trebuie recomandată pacienților. Avem cazuri de pacienți care își găsesc companii de la laboratoare care le testează spectrul microbiotei din tubul digestiv și vin la noi cu o listă de sute de bacterii care sunt în tubul digestiv. Nu știu ce să facă cu ele. Acestea nu ajutăm la practica clinică, e mai mult un fel de autocunoaștere. Când vorbim de microbiotă, nu vorbim doar de microbi, vorbim și de virusuri, vorbim de fungi și de microbi arhaici. Deci lucrurile sunt mai complexe. Dar, așa cum a spus dumneavoastră, domnul academician, se crede că autism, nu e prima, e cronologic în dezvoltarea ontologică a cuiva, permite translocarea de substanțe produse în tubul digestiv prin bariera intestinală. Pe urmă, există demonstrate relații între apariția bolii Parkinson și un anumit profil intestinal. Am văzut mai nou chiar și studii care arată că utilizarea de medicamente psihotrope, cum sunt antidepresivele, pot să reducă spectrul microbilor, să moduleze, dacă vreți, spectrul microbiotic. În principiu se crede că cu cât sunt mai multe specii de microbi într-un intestin, cu atât intestinul este mai sănătos. Un șoarece care e făcut germ-free, n-are microb deloc, este inapetent, este expus la boli. Deci dorința noastră este ca oamenii să aibă cât mai multe specii bacteriene. Să fie o diversitate, se cheamă alfa și beta, între specii și în cadrul acelea specii și între specii. Deci, noi dorim să avem un colon cât mai bogat în specii.
când se face cură de slăbire, când se ține dietă vegană, când avem ceva boli. Se reduce totodată și spectrul acesta. Este ea urmată totdeauna de afectări de sănătate? Uneori se reflectă. Dacă dăm șobolanilor scaun cu microbi intestinali de la oameni depresivi, fac și ei depresie. Așa cum dacă dăm scaun de la oameni obezi, îngrășăm pe șobolan. Deci niște lucruri există, însă încă nu le putem generaliza. Da, data trecută ne-ați vorbit despre rolul probioticelor în modularea microbiotei intestinale. Aș vrea să încercăm să ne referim acum la o metodă care nu mai e nici ea foarte nouă și cu care poate există deja experiență, și anume la transplantul de fecale în scopul modulării acestei flore intestinale, care una din ultimele aplicații pe un articol foarte recent de literatură e că e asociat imunoterapie în cancer, și anume în forme în cancer agresive, cum ar fi melanomul malign, și în care imunoterapia poate da rezultate absolut spectaculoase. Pembrolizumab, în special, pe astea s-au făcut studiile, și în care asocierea de transplant de fecale, până la urmă, a asigurat succesul tratamentului, modulând și corectând deficiențele în microbiota intestinală. Ce ne puteți spune și în ce măsură există experiență la nivel clinic cu această metodă? Da. Din nou, temă foarte bine aleasă, pentru că iarăși este la mod. Când a apărut tehnica de transplant fecal, multă lume a ridicat din sprâncene și trebuie să spun chiar și eu. Metoda se cunoaște empiric, bineînțeles, tot în China a fost practicată în vechime, dar rigurozitatea cu care s-a aplicat în ultimii ani a condus la elaborarea unor ghiduri. Și aceste ghiduri spun că, pe moment, singura indicație absolut verificată este infecția cu Clostridioides dificile, să nu mai zicem Clostridium, să zicem Clostridioides dificile, și anume formele recidivante. Dar am văzut și acolo recidive după transplant de materie fecală. De câteva zile a fost pus pe internet ghidul românesc de transplant fecal, a fost inițiativa colegilor de la Iași, profesoara Anca Trifan, o doctoriță mai tânără și activă Gâlcă, împreună cu și centrul nostru de la Cluj și alte centre și câțiva mari profesori din Occident, între care aș numi pe profesorul Megru de la Bordeaux. Deci avem un ghid românesc de câteva zile de transplant fecal. Nu se referă la aplicații neurologice, dar este foarte clar că avem nevoie în multe condiții de a schimba flora. Având în vedere că microbii influențează funcția cerebrală, decurge și faptul că transplantul de materie fecală a fost încercat și în encefalopatia hepatică, deci într-o boală organică care nu are legătură cu axa creier-intestin, dar unde, încă o dată, amoniul care e produs de bacterii trece în sânge, nu mai e prelucrat de ficat, trece în sânge, trece în bariera hematoencefalică, produce efecte toxice la nivel nervos central, trebuie cupată cu ceva, sau cu antibiotice, sau cu laxative și de ce nu cu transplant fecal. Poate să fie disgracioasă metoda, dar este ușor acceptabilă, mai ales prin colonoscopie, varianta mai veche de introducere pe cale superioară era sigur mai disgracioasă. Problema este să ai bancă de donori, să fie bine păstrați, să fie bine selectați. Ce-ar fi să băgăm niște COVID sau niște prioni pe acolo prin transplantul fecal? Ar fi mal practică. Dar, așa cum spune, sunt încercări. În intestinul iritabil sunt efecte bune, în IBD, în intestinul inflamat, nu boala cronectocolită, sunt efecte bune. În cancere sunt încercări, în obezitate s-a încercat, dar nu sunt tentative, că nu aș putea spune că trebuie folosit de rutină. Da, înțeleg. Probabil că există un anume grad de entuziasm al oncologilor atunci când imunoterapia ajunge într-un impas, și recentele succese obținute asociind transplantul fecal la imunoterapie par impresionante. A spune, să sperăm că sunt și de bun augur. Revenind deci la microbiotă,
S-au făcut progrese în obține modularea florii intestinale așa ca să se ajungă la acel echilibru de care vorbeați dumneavoastră. Evident că avem nevoie de acest microb, de această floră microbiană, dar ea trebuie să se afle într-un echilibru. Știu că pe piață sunt foarte multe, mai ales în zona prebioticelor și a venit, mă rog, binevenite și neavenite din poate multe dintre aceste substanțe. Ce ne puteți spune în acest sens și ce sfaturi ați da celor care au acces la piața liberă și care, mă rog, se confruntă cu reclame câteodată puțin agresive în favoarea uneia sau alteia dintre ele? Aveți dreptate, e o mică junglă între fauna, între microflora, în ceea ce este fauna intestinală sau flora intestinală. E riscul să se compromită metoda. Pentru că de multe ori pacientul spune iau probiotice. Iau probiotice, e ca... noi nu spunem iau antibiotice. Iau ampicilină, iau tetraciclină, nimeni nu zice iau antibiotice. Dar zice am luat probiotice, am luat tot felul de probiotice. Și atunci se compromite. Problema e că nu avem dovezi foarte clare, s-au făcut meta-analize, una din Anglia a lui Alex Ford, sunt alte analize. Tocmai pentru că sunt multe studii făcute cu diverse probiotice, pe intervale diferite, cu protocoale diferite, rezultatele sunt contradictorii și atunci se compromite metoda, pentru că dacă e global o meta-analiză, chiar dacă nu are studii robuste, poate să spună nu sunt eficiente. Dacă vă uitați la ultimul ghid al American College of Gastroenterology, o să spună că nu sunt dovezi pentru probiotice în patologia funcțională. Dacă tu ești la ghidul canadian care a apărut cam tot atunci, sunt dovezi. Și noi în Europa spunem că sunt dovezi. Grupul nostru, împreună cu o colaborare italiană, chiar a demonstrat, făcând un studiu, un systematic review, că există anumite probiotice care, date pe o anumită perioadă de timp, favorizează, combate anxietatea sau depresia sau stresul. Aceste sunt date. Există chiar anumite probiotice care să fie utilă în ce condiții, de exemplu, ca ce reduce anxietatea, ce reduce stresul. Sunt diverse tulpini care se folosesc. A lua la nimereală probiotice mi se pare nu e riscant, în modul dacă ele sunt bine preparate. Nu e riscant, dar s-ar putea să compromite ideea, pentru că nu ar aduce efectele așteptate de pacienți. Și pe urmă să ne uităm, pacienții au speranțe, au expectanțe. Aș lua asta, prefer să iau probiotice decât să iau alte medicamente și pe urmă vede că nu are efect. Deci aici este. Da, în cazul ăsta ne întoarcem la sfatul cel mai sănătos și vechi. De câte ori luați în discuție un astfel de tratament, adresați-vă medicului gastroenterolog, care vă va da cu siguranță cel mai util sfat. Dacă cunoaște problema, pentru că eu văd rețete cu aiureli, tot de la gastroenterologie, nu poți să te pricepi la toate. Una la alta trebuie să da. Domnul profesor, aici nu neapărat că ne salvează, dar sunt extrem de utile ghidurile. Deci noțiunea de ghid, odată apărută și implementată în practica medicală, ne protejează de foarte multe. Și faptul că există astfel de ghiduri, evident, pacienții au și ei acces la ghiduri, dar e bine să urmeze tratamentul din ghiduri sub îndrumarea unui medic gastroenterolog. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. A fost, ca și data trecută, o discuție foarte interesantă și vă mai așteptăm cu noutăți. M-ar bucura ca la un moment dat să putem vorbi de progrese reale. Iată, am citat 5 afecțiuni neurologice foarte serioase și în care progresele, din păcate, progresele terapeutice sunt modeste până abordul clasic. Poate că legătura cu microbiota intestinală și odată ce s-a deschis această perspectivă, poate vom avea acces și la niște tratamente mai eficiente. Dacă aș menționa dintre ele doar boala Alzheimer, de care... Da, să sperați. Așa spune că îndrăznesc să sper că vom ajunge și la soluții eficiente. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Mi-a făcut mare plăcere și eu vă mulțumesc. La revedere. Thank you.